Salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul Electronic Service. Dacă nu sunteți abonați, vă invit să o faceți. Astăzi avem un service, o tabletă Samsung T585, parcă, stați să și vedem. Un T585. Tableta a fost resetată, iar acum, după cum vedeți, a intrat modul de protecție FRP. O să vă arăt astăzi în câțiva pași simpli cum puteți să treceți de FRP-ul de la acest model de tabletă. În primul rând trebuie să ne conectăm la internet. Ori să avem o cartelă cu servicii de date mobile, ori wireless. După ce s-a conectat, dăm Next. Dăm OK. Acum verifică dacă are cont de Google sau nu. După cum vedeți, ne cere acest dispozitiv a fost resetat. Pentru a continua, conectați-vă cu contul de Google care a fost sincronizat anterior pe acest dispozitiv. Deci, nu îl știm. Haideți să vă arăt în câțiva pași simpli cum putem trece de această problemă. Deci, o să avem nevoie de o cartelă cu cod PIN. Orice cartelă, dar să aibă cod PIN. O introducem în slotul de cartelă. Nu prea mai amunghi. Ok, acum o să ne ceară o repornire. Dăm repornire. Așteptăm să-și dea restart tableta. Deci este un Galaxy Tab A6, mai așa, mai e un nume mult mai ușor decât să vă zic numele modelului. T585 sau Galaxy Tab A6. După ce își dă restart tableta, aici trebuie să fiți foarte atenți. Aici o să facem o chestie mai complicată. Introducem codul PIN fără a da OK. Codul PIN de la cartela care este valid. Și în timp ce dăm OK aici, apăsăm de 7, 8, 9 ori pe butonul de power. Dar foarte rapid. Deci dăm OK și apăsăm de mai multe ori pe butonul de power. După aia îl lăsăm și vedeți că ne apare un meniu cu notificare, ca și cum ecranul este blocat. Ca să putem face chestia asta, tragem de ăsta în jos și dăm aici setări pentru notificări. Dacă nu vrea nici așa, dăm pe rotiță și acum dăm setări notificări. Dacă nici așa, dăm aici setări notificări aplicație. Ok. Dăm pe configurare Android. Mergem la baterie. Aici nu mai are. Se pare că au dat update, dar nicio problemă. Imediat o să încercăm aici să vedem să facem bypass-ul. Aici nu. Dăm o dată înapoi și încă o dată și se pare că nu mai merge versiunea asta. Punem pe pauză și o să facem o altă chestie, o să avem nevoie atunci de o cască Bluetooth. Stați că o să vă arăt mie, o să iau casca și o să vă arăt în continuare cum facem. Deci am revenit cu, avem nevoie de o cască Bluetooth. Facem din nou aceeași chestie. Îi dăm un restart la tabletă. Casca Bluetooth, în cască este conectată la ceva, îi dăm o resetare reținând apăsat pe butonul de răspundere, mai mult de 10 secunde. Și când licărea becul ăla înseamnă că este în căutare de asociere cu dispozitiv Bluetooth. În cazul nostru, tableta. Deci
Deci, la fel cum a zis și data trecută, introducem codul PIN, cel corect, 1, 2, 3, 4, și în timp ce dăm OK, apăsăm foarte rapid pe butonul de power de vreo 5-7 ori. Pe urmă lăsăm, ne apare meniul de blocare, dăm aici setă notificări, activăm Bluetooth. Ținem apăsat pe pictogramă. Așa. Ok, am găsit casca. Telur. Nu știu sigur care e, hai să vedem. Cred că asta. Ok. Deci s-a asociat. Iar acum dăm de două ori pe buton de răspundere. Pac, pac. Dacă nu, de două ori ținem apăsat. Nu mai ce efectuat. Hai să mai încercăm o dată. Deci apăsăm de 1, 2, 3. Dacă nu, ținem apăsat 1, 2, 3, 4 secunde. Îi dăm drumul. Ok. Aici scriem Open Settings. Ne-am conectat la Google. Ok. Acum aici scriem Chrome. Dăm pe Chrome. Ok. S-a deschis și meniul de Chrome. Aici mergem frumos pe NK Reader. Suntem de acord, dăm pe primul site și avem aici undeva ar trebui să avem Direct Opening Application. Aici dăm permitem. Se pare că am modificat site-ul. De fapt este, în caz că apare doar acesta download în calendar, nu e ok, este acesta cu semnul download. Așa. Și avem aici Direct Opening Apps. Ok. Și avem aici Other Set Lock Screen. Dăm pe ăsta și dăm acum model. Noi înainte aveam, ne cerea parolă, de fapt cod PIN. Aici omitem. Bun. Acum ieșim de tot înapoi. Dăm next. Ori funcționează așa direct, ori o să trebuiască să-i dăm un restart, dar vedem imediat. Aici sunt de acord. Ok, next. Deci ne cere modelul, ce am stat mai înainte, ne mai cere cod PIN. Avem aici butonul de omiteți. Deci tableta este deblocată, am înlăturat contul de Google cu succes. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și nu uitați să dați un share în caz că poate aveți un prieten care să vadă acest videoclip și o să fie foarte folositor. În caz că este la același pas cum a fost tableta înainte. Eu vă salut și ne revedem la următorul video. Salut!